Visul american este celebru în toată lumea și pentru Sonei Mustivar șansa de a-și întâlni idolul din fotbal poate fi o șansă unică. De aceea a ales să joace în Major Soccer League, primul campionat al Americii, unde din vară va juca și Steven Gerrard, legenda lui Liverpool. Mustivar spune că mijlocașul englez este idolul său și vrea ca din vară să-l înfrunte în campionatul nord-american. Însă Mustivar a ales să plece din această iarnă în Statele Unite. Internaționalul haitian a refuzat să spună numele noului său club până când nu va ajunge peste ocean să semneze noul contract de joc. Mustivar a fost astăzi la stadion să-și rezilieze contractul cu Petrolul. Francezul regretă plecarea și nu va uita niciodată perioada petrecută la Ploiești cu suporterii extraordinari ai Petrolului. El mulțumește clubului că l-a înțeles și i-a dat drumul să înceapă o nouă aventură. Pentru Mustivar, cea mai frumoasă amintire rămâne câștigarea Cupei României în 2013, iar ca momente neplăcute, ratarea calificărilor în grupele Europa League, dar și în finala Cupei de anul trecut. Sonny Mustivar este ultimul mohican care părăsește Petrolul, el fiind cel mai vechi jucător de când echipa a revenit în prima ligă. Mustivar a jucat 3 ani pe Ana Ilioana, timp în care a strâns 94 de partide, a marcat de 3 ori și a purtat banderola de capitan al echipei.